Salutare dragii mei gemeni și bine v-am găsit la Zodiacul lunii februarie. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi transmite mesajele pentru tine în luna aceasta, în luna februarie, așa că o să te rog să rămâi alături de mine. Dragii mei gemeni, hai să vedem care sunt mesajele cărților de tarot pentru voi în această lună. Nu uitați că este o etalare generală, este bazată pe energia colectivă, așa că este foarte posibil ca unii dintre voi să vă regăsiți foarte mult chiar, iar unii dintre voi mai deloc. Nu luați din aceste mesaje decât ceea ce vă servește vouă. Hai să vedem. Uite că deja a căzut o carte, dar îți voi mai extrage încă una. Bun. Au căzut foarte repede, înseamnă că ești foarte nerăbdător să afli ce te așteaptă luna februarie. Prima carte în poziția ta avem Devotion Saturn în Balanță. Wow. Aceasta este cartea ta, dragul meu, geamăn. În... Cartea cu numărul 7. Care vorbește despre a fi devotat, a fi devotat uh, principiilor tale. Cartea cu numărul 7 vorbește despre karmă, darmă, vorbește despre uh, zona de spiritualitate, vorbește despre schimbări, să știi. Având în vedere că avem aici Saturn în semnul balanței, putem vorbi și despre un proces sau um, sunt lucruri peste care tu treci. Sunt anumite principii de ale tale pe care, peste care tu treci în momentul de față. Este foarte posibil ca cineva să te oblige sau să te forțeze să faci ceva ce este dincolo de... Credințele tale, dincolo de ceea ce tu simți să faci de fapt, și ai senzația că ai nevoie să faci un compromis pentru a merge mai departe. Este o carte foarte, foarte grea. Te simți puțin înfrânt în situația asta, te simți abandonat. Este o carte a legislației, o carte a regulilor, o carte a momentului în care cineva îți spune trebuie să faci așa dacă vrei să rămâi în jobul ăsta sau ai nevoie să faci chestia asta dacă vrei să mergi mai departe cu mine sau cu noi. Ca și instituție sau într-o relație, nu contează. Repet, este și o carte a justiției, este o carte a proceselor, o carte a uh, legilor de orice natură și asta mă face să cred că unii dintre voi uh, sunteți implicați în așa ceva. Însă te lupți între a rămâne devotat credințelor tale și între a face acest compromis. Este un moment de cotitură pentru tine. Șapte vorbește și despre relațiile karmice prin care tu ai trecut. Poate unii dintre voi chiar ați avut numai relații de genul acesta, relații karmice și cumva v-a obosit, v-ați săturat, vreți ceva și pentru voi, aveți senzația că tot timpul ajutați pe cei din jurul vostru, dar voi nu vi se întâmplă nimic spectaculos, nu vine, nu intră nimic în viața voastră sau nu este nimic acolo care să vă motiveze cu ceva. Părerea mea este să ai răbdare în procesul acesta și să mergi înainte. Decizia asta și momentul ăsta culminat în care tu te afli, este și un test pentru tine. Repet, este o zonă de devotare, sunt devotat muncii mele sau sunt devotat mie însumi? Ce fac cu credințele acestea ale mele? Ce fac cu situația asta? Următoarea carte în poziția ta vorbește despre independență. Iată, cartea cu numărul 11. 11 este un număr care vorbește despre independență, individualitate ă, și umanism totodată. Ai o funcție, ai o funcție importantă. Este foarte posibil să lucrezi cu oamenii, dar nu cu oameni, ă, cum să-ți spun eu, nu cu oameni din aceștia care au povești simple de viață, oameni care au povești grele. Oameni care poate sunt bolnavi, ai văzut foarte multe, experiența ta te-a învățat foarte multe. Cartea cu numărul 11, așa cum îți spuneam, vorbește despre această independență și nevoia de a fi liber. Ai senzația acum că ți se ia această libertate. Poate să fie șeful tău, poate să fie uh, o persoană care nu știu, te, te agasează, te, uh, te constrânge într-un fel sau altul luna învărsător, luna învărsător. Ești o persoană foarte, foarte independentă în, în interiorul tău. Unii dintre voi chiar trăiți în viitor, nu foarte mult aici în prezent și cred că mulți dintre voi sunteți niște vizionari, niște vizionari și niște suflete, spirite bătrâne. Aveți o încărcătură emoțională extraordinară, extraordinară. Și sunteți în stare să faceți multe sacrificii, însă simt aici o zonă foarte puternică, umanitară. Lucrezi într-un domeniu medical sau lucrezi în dezvoltare personală sau lucrezi ca și terapeut și uh, parcă acum simți mai mult ca niciodată să să fii liber, să-ți exprimi opiniile și este cineva acolo care nu te lasă? Este cineva acolo care consideră poate că nu mai ești în regulă, că nu mai dai dovadă de... că nu, că nu mai ești acolo devotat, nu mai ești cu tot sufletul. Poate să fie și sentimentul acesta. Două cărți foarte puternice pentru tine să știi. Două cărți foarte puternice. Independență și devotare Două cărți care, repet, arată zona asta de ajutor până a te abandona pe tine, până a te lăsa pe tine, uh, sacrificiu, uh, zona uh, karmică, poate mulți dintre voi încercați să vă găsiți niște răspunsuri în zona asta. Și te gândești de ce lucrez eu cu oamenii ăștia. De ce dau numai peste asemenea oameni, oameni care încearcă să-mi ia din libertate, din libertatea de exprimare și de acțiune? Ce fac pe mai departe, pentru că am senzația că mă sufoc? Două energii și două cărți care vorbesc că în luna februarie este foarte posibil să te afli într-un punct critic din viața ta, într-un punct în care îți analizezi foarte bine următoarele. Acțiuni, următorii pași și vrei să știi dacă decizia pe care o vei lua te va afecta pe tine în vreun fel, îți va afecta moralitatea, îți va afecta um, devotamentul sau implicarea acolo la locul de muncă sau în relația în care te afli. Ai nevoie de această independență. Mulți dintre voi sunteți într-adevăr terapeuți. Aveți o o energie vindecătoare, și simt aici zona mâinilor foarte puternic. Zona aceasta a mâinilor. Poate veni și cu niște probleme de sănătate, niște dezechilibre legate de pancreas, de rinichi. Nu mai vorbim despre sistemul emoțional, da? Sistemul nervos, iarăși. Simt o tensiune acolo. Sistemul nervos este supra-solicitat la voi în această perioadă. Este o presiune care se pune asupra voastră. Bun, haideți să mergem mai departe, dragii mei gemeni. O să vă ofer un mesaj din oracolul uh, înțelepciunii. Sunt mesaje autosugestive pe care eu ți le-aș recomanda. În funcție de mesajul care îți cade... Să-ți-l spui timp de 40 de zile în mintea ta. Ești o persoană care funcționează după reguli și după legi, însă până la integritate. Când este vorba despre integritatea ta, acolo lucrurile se schimbă. Cartea pentru tine vorbește despre. Comuniune. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Iată ce mesaj frumos ai primit. O energie a Comuniunii, o energie a solidarității. De aceea ți-am spus că tu ajuți oameni, ești alături de oameni și ești alături de cazurile acelea grele. Nu sunt cazuri ușoare sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să-mi lărgesc orizontul gândirii. Iată aici momentul cu care tu te confrunți. Fiind un vizionar, așa cum îți spuneam, simțind niște lucruri, lucrând cu oamenii, cu emoțiile lor, cu sănătatea lor, ți-ai seama că poate faci parte dintr-un sistem bolnav, ți-ai dat seama că uh, este vorba despre corupție, despre bani. Fiecare vrea să aibă putere, vrea să își exercite această putere, iar tu fiind acest suflet înțelept, bătrân și un terapeut prin excelență, ți este foarte greu să faci anumite compromisuri. Ți este foarte greu să treci dincolo de voalul acesta material tu conștientizezi că ești acolo în linia întâi și că ai această misiune de a schimba, și tu îți dorești foarte mult să schimbi mentalitățile oamenilor. Îți dorești foarte mult să le arăți altceva, să-i trezești spiritual. Nu vorbesc aici despre al treilea ochi, nu vorbesc despre nu știu tot felul de practici de genul acesta. Tu pur și simplu schimbi oamenii prin prezența ta și uh, prin ceea ce le spui, prin, prin felul în care îi tratezi, ai grijă de ei. Și acum înțeleg că ți este foarte greu pe, să continui pe un drum în care tu ți-ai seama că este vorba doar despre bani, despre putere, despre uh, cine are mai mult, uh, faci ca mine, da? pentru că ție ți se ia din această independență și tu ai nevoie să îți aduci un aport acolo din punct de vedere social, vrei să, în primul rând, vrei să fii liniștit cu tine noaptea când te culci și pui capul pe pernă, vrei să fii împăcat că ți-ai făcut meseria și ți-ai dus-o la bun sfârșit, dar uite că sunt oameni care îți blochează acest traseu. Este un moment decizional pentru tine, un moment în care te pune în fața Analizării și a alegerii între a avea această independență, poate în altă parte, și a merge poate pe o altă direcție, sau a rămâne acolo devotat totuși acelor reguli și acelor oameni care poate nu sunt neapărat cei mai buni. Hai să vedem care este și mesajul îngerilor pentru tine. Două mesaje au căzut pentru tine, dragul meu, Geamăn. Primul mesaj vine de la Arhanghelul Raguel. Acesta este mesajul tău. Imediat o să-și citesc ceea ce vrea să-ți spună. Relațiile tale iau cea mai bună turnură pentru tine. Ai încredere, dragul meu, Geamăn, că lucrurile se vor schimba se vor schimba și aici simt și intervenția divină. Ai încredere că această situație se va rezolva într-un fel sau altul. Pentru că, într-adevăr, este o zonă care ține de tine, dar mai mult cred că ține de um, voia divină. Ești totuși susținut, ești ajutat atâta timp cât faci parte din acest întreg. Și ai această misiune atât de importantă să știi că Dumnezeu îți va veni în ajutor. Apoi avem Arhanghelul Sandalfon care îți spune că rugăciunile tale au fost auzite. Sunt sigur că mulți dintre voi v-ați rugat acolo în mintea voastră, nu contează, pur și simplu poate ați oftat. Simt aici un of, simt o nesiguranță, un dor chiar de simplitate, un dor de un um, dor de Dumnezeu Simt anumite persoane care Au gândit în felul acesta Doamne ce se întâmplă cu noi Ce se întâmplă cu omenirea Ce se întâmplă cu oamenii ăștia Eu vreau să fac treaba asta Și am vrut să o fac cât de bine se poate Dar nu sunt lăsat Și îmi dau seama că fac parte dintr-o Dintr-o acțiune Care mie nu-mi servește ca om Ca entitate Rugăciunile tale au fost auzite, și așa cum îți spun Dumnezeu, va ajuta în uh, rezolvarea acestei probleme. Și relațiile tale să știi că vor lua într-adevăr o altă uh, turnură. Mergem mai departe la oracolul monologii. Ești un suflet independent, ești un suflet căruia nu-i place să fie constrâns. Privești mai mult în viitor decât în trecut și în prezent chiar, dar asta te ajută pe tine, asta te ajută foarte mult să fii acolo, să-ți faci misiunea așa cum trebuie. În final, nu poți mulțumi pe toată lumea și nu toată lumea poate să fie mulțumită de tine. Nu încerca să faci treaba asta, să mulțumești pe toată lumea, nu ai cum. Într-un joc. La un moment dat cineva va pierde. Pentru cei din zodia Gemeni. Bun. The energy it's gaining momentum. Luna în creștere. O energie în creștere, intuiția este în creștere. Această, această energie pe care tu ai acum în viața ta câștigă teren. Și trebuie să fii conștient sau conștientă de rezonanța acestei energii. Dacă este una mai puțin bună. Clar, te va afecta, da? Dacă încerci totul să vezi luminița de la capătul tunelului, să fii pozitiv sau pozitivă, să îți înțelegi limitele și până unde poți să mergi, iarăși putem spune că vei fi în câștig. O energie, iarăși, de libertate. Poate mulți dintre voi vă gândiți la un moment dat la o mutare, vă gândiți să mergeți undeva să vă relocați sau să vă mutați din jobul pe care îl aveți în momentul de față. Este o energie care, repet, câștigă teren, dar uh, vezi care este energia care te înconjoară. Dar, repet, dacă este una rea, dacă este o energie de uh, joasă uh, rezonanță, repet, poate să-ți aducă aceste dezechilibre uh, în ceea ce privește pancreasul, rinichii, um, poate probleme de piele, da? dermatite, um, o lipsă a strălucirii părului, de exemplu, pentru că este de la sine înțeles că această energie um, um, joasă nu ne ajută absolut deloc. Deci depinde foarte mult de tine acum, în acest moment și luna februarie ce alegi să faci cu această situație. Da? Bun, hai să vedem. Îți voi spune și care este piatra ce te poate ajuta. Dacă nu găsești această piatră pentru a ți-o cumpăra, nu este nicio problemă. Poți să o ai în minte. Culoarea ei. O să urci munții ăștia, o să, ajungi în, o să ajungi în vârful lor, o să vezi. Orice situație are și o rezolvare, orice problemă de fapt are și o rezolvare. Bun. Este o piatră ce te ajută la clarificarea acestei situații, te ajută să vezi situația mai transparent, mai ok. Și avem aici cuarțul uh, Get Crystal Clear. Capeți această claritate să știi în situația asta. Poate nu este neapărat nevoie să faci un compromis, sau poate nu trebuie să te gândești la situația asta ca la un compromis pe care îl faci. Trebuie să alegi de fapt ce este bine pentru tine. Aici este cel mai important. Iată, coarțul te poate ajuta să capeți această claritate. Îți recomand și coarțul fumuriu dacă ai prin casă, sau pur și simplu um, cristalul de stâncă iarăși te poate ajuta Poți să faci, de fapt nu poți să faci și nu vreau să-ți recomand să faci un ritual anume, ci pur și simplu dacă ai această piatră în casă, să o ții în mână, să o privești, să te conectezi cu ea, pentru că în primul rând curăță aceste energii negative din jurul tău și chiar te poate ajuta să vezi situația altfel. Este o piatră ce de fapt oferă încredere, încredere că indiferent de ceea ce se va întâmpla, tu ești acolo cu un scop. Iar evenimentul ăla a intrat în viața ta, ca să îți arate ceva, ca să îți demonstreze ceva. Simt să-ți spun să ai credință în această situație. Hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. Omul nu poate face nimic fără credință până la urmă. Indiferent despre ce este vorba în viața noastră, trebuie să credem. Și cuarțul, să știi că este o piatră reprezentativă pentru cei din zodiile de aer. Iată, nu degeaba ți-a căzut. Reflectă foarte mult elementul de aer. Energia geamănului în luna februarie. Două cărți pe care le-am scos pentru tine. Regele de băte și doiul de băte, iată, foarte multă acțiune, foarte mult devotament. Regele de băte este cel mai luptător, cel mai luptător. Sunt două cărți care îți spun să nu renunți, să iei pe cea mai bună decizie pentru tine. Sunt două cărți ce vorbesc despre noi orizonturi. Așa cum îți spuneam mai devreme, tu te gândești poate la a pleca din jobul acesta sau dacă ai fost pus sau pus în situația aceasta, te gândești dacă se mai merită. Te gândești la străinătate, poate unii dintre voi sunteți în străinătate deja. Și da, ai nevoie într-adevăr, ai nevoie de forță, ai nevoie de putere, ai nevoie de puterea de decizie în momentul de față. Da? Regele de bâte este Energia aceea masculină, și când spun energie masculină, mă refer la raționament, la logică. Încearcă să combini raționamentul cu ceea ce simți în situația asta și îți garantez că vei găsi soluția și um, vei putea să te și exprimi totodată. Există și o îndoială aici dacă să merg mai departe sau dacă să nu merg mai departe. Dacă plec și dacă mă orientez către altceva, oare cum o să fie? O să-mi fie bine? Oare ce mă așteaptă acolo? Îmi este puțin teamă, îmi este puțin frică? Da, eu mă bazez pe mine și pe ceea ce știu încă, dar tot ce este necunoscut pentru mine, cumva mă sperie și poate mulți dintre voi vă gândiți și din perspectiva vârstei pe care o aveți, că nu vă mai permiteți să fiți atât de liberi sau nu vă mai permiteți să faceți această schimbare. Poate la fel sunt oameni care au grijă de uh, un membru al familiei și care depind de membru acela. Uh, membru acela al familiei depinde de voi da? și atunci nu în totalitate deciziile vă aparțin vouă. Trebuie să luați în considerare și asta. Însă sunt două cărți de foc, două cărți ce exprimă energia, energia creatoare, energia care este acolo în tine și chiar dacă cineva încearcă să ți-o omoare nu va putea, nu va fi posibil, ești un element de aer foarte puternic, ești un element creativ, un vizionar, un terapeut, un vindecător. Axează-te foarte mult pe ceea ce îți spun eu aici pentru că și fii mândru sau mândră de ceea ce ești și de abilitățile pe care le ai, pentru că nu toată lumea, să știi că are aceste abilități. La baza pachetului avem regina de cupe. Iată, sensibilitatea, sensibilitatea, emoția care se îmbină foarte frumos cu uh, rațiunea, cu logica. Da? Încearcă să găsești acest echilibru. Femeia care își dorește să fie iubită, femeia care este foarte, are foarte multe tabieturi, uh, luna februarie pentru tine te văd uh, sorbind dintr-o ceașcă de ceai uh, sau cafea, poate aveți o grădină, poate... Stați într-un mediu plăcut, așa, așa vă văd pe unii sau pe unele dintre voi, foarte conectată cu interiorul tău, foarte liniștită și există o sensibilitate aparte, o sensibilitate pe care tu trebuie să-ți o valorifici și să fii mândru sau mândră, repet, de ceea ce. Ai în interiorul tău. Simt un moment de pace pentru tine. Am un mesaj legat de Regina de Cupe. Unii sau unele dintre voi aveți grijă de mama voastră și simt că mama voastră este un puternic amplificator al energiei bune din voi. Da? Mama voastră vă poate ajuta sau vă gândiți la, la mama voastră. E un suport, un suport moral acolo, un suport moral foarte, foarte mare. După baza cărților avem trei de monede, cartea creației. Minunat! Trei de monede vorbește și despre a comunica cu cei din echipa ta, cu cei din grupul tău de prieteni, ceva legat și de bani aici. Poate să fie un nou început pentru tine din punct de vedere profesional. Poate să fie o nouă colaborare. Treiul de monede fiind o carte a creației, o carte a începutului, a creativității, ți se cere să faci apel la acest aspect din viața ta. Avem aici o potcoavă, ce înseamnă că te urmărește norocul, să știi, în următoarea perioadă. Și dacă ești la început de uh, business, să spunem, să știi că va merge foarte, foarte bine pentru că ești ghidat angelic. Iată, avem aici un înger. Ai încredere în drumul ăsta nou. Aici mesajul ăsta poate să fie doar pentru unii dintre voi. Pentru că sunteți la un început de drum, pentru că faceți ceva pe social media sau ceva pe nu știu, poate să însemne și criptomonede sau investiții la bursă sau ceva de genul acesta, da, investiți în ceva, vă faceți un site, un ceva și este o șansă foarte bună să știi. Această influență te urmează cam 3 luni de acum încolo, februarie, martie, aprilie și vei lucra într-o echipă poate chiar 3 ani de zile. Vei fi cu aceste două persoane. Mai văd încă două persoane aici pentru tine. Foarte frumos. Următoarea carte în poziția ta. Avem pajul de băte, copilul care crede în toate visele lui. Iată. Foarte multe cărți de băte la tine, să știi, ceea ce înseamnă că deja preiei inițiativă. Deja. E... Preiei controlul, să spunem, asupra vieții tale. Pajul de, de bâte este copilul acela care vrea să învețe din orice experiență și are foarte mare încredere și uh, se mai și joacă, dar și muncește. Uh, este un copil care nu are astâmpări. Un copil care uh, vrea să vadă tot ce este nou, vrea să încerce, lui nu este teamă, lui nu este frică. Vrea să devină sau visează să devină um, un războinic, visează să ajungă foarte sus. Iată dorința aceasta creatoare care este înăuntru tău acolo. Tu poți și poți oriunde. Nu, nu neapărat depins de cineva. Poate să fie doar o iluzie faptul că depinzi de cineva sau de un loc de muncă. Cartea Îndrăgostiții. Cartea îndrăgostiții, în primul rând îți pot spune despre opinia, decizia pe care tu va trebui să o iei în următoarea perioadă, luna februarie. Cartea îndrăgostiții poate veni la tine cu o întâlnire, iarăși este o carte ce exprimă Zodia Gemeni și este o carte de iubire, este o carte focusată pe găsirea unui echilibru în viața ta amoroasă. Este foarte posibil, repet, să întâlnești pe cineva în luna februarie, să aveți o întâlnire și dacă nu există varianta asta în viața ta, înseamnă că te simți îndrăgostit sau îndrăgostită de o persoană. Te simți atras sau atrasă de o persoană. Ultima carte în poziția ta, dragul meu, German, avem 6 de băte. Victoria. Iată, iarăși o carte a, a tot ce înseamnă online, să știi, eu așa o numesc, 6 de băte este o carte a, a nu numai a creativității și a lucrului cu a, interiorul nostru, cu mintea noastră, cu talentele pe care noi le avem. Șase de bătă exprimă în poziția ta victoria, exprimă succesul. Ești văzut bine, ești aplaudat începând cu luna februarie. Poate sunt oameni care pur și simplu se gândesc foarte mult la tine, te apreciază foarte mult pentru ceea ce faci. Chiar dacă nu ajung personal la tine, nu-i vezi neapărat, nu-i ai față în față, dar ei te urmăresc, ești un... Uh, un om foarte important într-o comunitate, transmiți niște mesaje, ai un rol social, ai un rol umanitar și, repet, ești un războinic, ești o războinică, vei ieși câștigătoare din această luptă sau câștigător. Vei învinge. Vei învinge și chiar și îngerii să știi că se vor bucura foarte mult. Iată, și se vor bucura pentru că îți oferă, îți oferă să știi acest ghidaj. Dragul meu, Geamăn, ai nevoie să iei într-adevăr o decizie în luna februarie. Repete, vei confrunta probabil cu un moment de compromis, poate deja te, te confrunți cu el. Ține doar de tine um, și de idealurile tale și de dorințele tale, ține doar de credința ta în fond și la urma urmei. Nu văd în această etalare ceva care să te sperie, ceva care să nu-ți fie folositor. Ba din potrivă, te simt cu o energie destul de bună. Reîncarcă-te dacă ai nevoie. Folosește piatra cuarțului, repet, pentru a căpăta claritate în toată această situație prin care tu treci. Ai încredere că energia lunii te va ghida foarte, foarte frumos. Este o energie în creștere pentru tine mai ales că, uite, pentru 1 februarie avem luna nouă în Chiar îți poți uh, spune niște afirmații și poți să începi un nou capitol în viața ta. Bazează-te foarte mult pe ceea ce simți, bazează-te pe ideile pe care le ai, pentru că ești o persoană vizionară, repet, și ai mai multă încredere în puterea ta, în puterea ta personală ca să poți să depășești această situație. Dragii mei gemeni, sper ca toate aceste mesaje să vă ajute fiecare să le integrați în viața voastră acolo unde este cazul, unde aveți nevoie. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la capăt. Nu uitați că ne întâlnim în online, păstrăm legătura acolo pe pagina mea de Facebook Amostarot. Pe pagina mea de Instagram Amos de Wizard și bineînțeles pentru cei care s-au abonat de curând și cărora le mulțumesc pe această cale, mă puteți găsi pe www.amostarot.ro Acolo găsiți toate informațiile necesare despre mine și despre ședințele private. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.